Panait Istrati. Panait Istrati a fost un scriitor de limbă română și franceză. A avut doar 4 clase și pe parcursul vieții a lucrat ca zugrav, servitor, muncitor și portar. În țară a fost condamnat pentru răpire de minore. A ajuns mare scriitor în Franța, după ce a învățat singur limba franceză din dicționar. Panait Istrati este una dintre cele mai atipice figuri ale literaturii române. I s-a spus scriitorul vagabond, scriitorul zugrav, scriitorul fără școală sau haimanaua autodidact. Viața sa a stat pe tot parcursul ei sub semnul dorului de ducă, de explorare și de cunoaștere. Având doar 4 clase, Panait Istrati nu cunoștea nicio meserie care să aibă de a face cu literatura sau cultura. Eugen Lovinescu îl prezintă pe Istrati ca fiind singurul autor din literatura română cu 14 meserii lipsite de intelectualitate. Panait Istrati s-a născut în Brăila, pe 10 august 1884, ca fiu nelegitim al unei spălătorese, Joița Istrati, și al unui precupeț grec, Gerasim Valsamis, grec chefalonit. Tatăl nelegitim a murit un an mai târziu la Atena, bolnav de tuberculoză. Copilăria lui Panait Istrati a stat sub semnul neajunsurilor și al sărăciei. A copilărit la Baldovinești, unde a fost crescut de bunica sa alături de unchii Anghel și Dumitru. Școala primară a urmat-o la Brăila. Doar 4 clase a mers la școală cel care avea să devină autorul romanului Kira Kiralina. Din cei 6 ani de școală primară, 2 fiind nevoit să îi repete. Ca și Maxim Gorki, scriitorul rus și apoi sovietic, cu care a fost comparat adesea, Panait Istrati și-a câștigat existența ca ucenic al unui cărciumar, al unui brutar și al unui vânzător ambulant. Abandonează școala în 1896 și începe să lucreze. O vreme a fost și cărbunar la bordul navelor Serviciului Maritim Român. În acest timp a citit cu aviditate tot ce i-a căzut în mână. Hoinărelile l-au purtat prin diferite orașe: București, Constantinopol, Alexandria din Egipt, Cairo, Napoli, Paris și Luzan. Se spune că pasiunea pentru lectură și scris a căpătat-o de pe urma prieteniei cu Mihail Kazanski. Ajuns în București în 1904,
Panait Istrati ia contact cu mișcarea socialistă și îmbrățișează ideile noului curent. În capitală a lucrat ca servitor, valet la hotel și infirmier în spital. Revenit la Brăila, Panait Istrati lucrează pentru a-și câștiga pâinea ca zugrav. Este implicat într-un scandal local în anul 1906. Este arestat și condamnat cu suspendare sub acuzația de răpire de minoră, în urma unei legături amoroase cu o tânără. Ajunge încorporat în sistemul militar, unde stă doar o lună, după ce obține o dispensă medicală. Viața lui Istrati a continuat ca lucrător în diverse domenii care nu aveau nicio legătură cu pasiunea sa, lectura. A ajuns portar la Constanța și a văzut pentru prima dată un articol publicat într-un ziar la Constanța în urma colaborării cu România Muncitoare. De altfel, 1906 este anul în care datează primele încercări literare ale lui Panait Istrati, cu preponderență făcând publicistică în presa muncitorească din România. Debutul fiindu-i articolul Hotel Regina în revista România Muncitoare. În 1907, Panait Istrati a decis să părăsească România și a făcut-o clandestin. S-a îmbarcat pe un vapor cu destinația Egipt și odată ajuns pe meleaguri străine, a cutreierat prin Egipt, Siria și Liban. În străinătate a lucrat tot ca zugrav și a încercat într-o perioadă să fie actor figurant. Mulți ani la rând, între 1908 și 1913, viața lui Panait Istrati s-a scurs între România și Egipt, în ambele țări câștigându-și existența ca zugrav. În țară a continuat să publice articole în ziare. Între 1910 și 1912, Panait Istrati își publică în aceeași revistă România Muncitoare primele povestiri: Mântuitorul, Calul lui Bălan, Familia noastră, 1 mai. Colaborează și la alte ziare: Viața socială, Dimineața, Adevărul. Se apropie de cercurile socialiste. În România și-a deschis o crescătorie de porci, afacere care nu a durat decât câțiva ani. În 1916, la scurtă vreme după intrarea României în război, Panait Istrati închide crescătoria și pleacă în Elveția, unde lucrează tot ca zugrav. Viața tumultoasă l-a adus în 1913 la Paris. A învățat limba franceză din dicționar, fără profesor și fără cursuri. O vreme a dormit pe străzi. Zugravul Panait Istrati a ajuns să fie publicat în Franța în 1920. Publică primele 4 articole în franceză în gazeta La Feuille. Se mută la Nisa și viața ajunge într-un punct în care cel care colindase lumea întreagă, dornic de explorare, se declară învins și vrea să-și pună capăt zilelor. Astăzi începe anul 1921, dar pentru alții. Pentru mine este începutul sfârșitului. Este oare nevoie să te explici atunci când te hotărăști să părăsești lumea asta? A scris Panait Istrati în ceea ce a intenționat să fie biletul său de sinucigaș, trimis lui Romain Rolland. Nu s-a sinucis și a continuat să scrie, la îndemnul lui Romain Rolland. Povestirea Kira Kiralina a fost publicată în 1923, cu o prefață semnată chiar de Romain Rolland. A cucerit publicul francez, care l-a considerat un scriitor român, în vreme ce în România
a fost considerat la vremea respectivă autor francez. În septembrie 1925, Panaiti Strati revine în țară, unde beneficiază de o primire călduroasă din partea lumii literare românești, în special din partea grupului de scriitori din redacția Vieții Românești: Mihail Sadoveanu, George Topârceanu, Demostene Botez. În răstimpul petrecut în România, Panaiti Strati respinge cu indignare oferta făcută de prefectul Poliției Capitalei de a fi însoțit, pe parcursul vizitei, de doi agenți care să îl apere de un eventual atac din partea grupărilor de extremă dreaptă, intuind, pe bună dreptate, că aceștia aveau și misiunea de a-i supraveghea eventualele contacte cu comuniștii români. Panaiti Strati publică o serie de articole la întoarcerea în Franța, în care zugrăvește o imagine apocaliptică a României. De exemplu, în articolul România însângerată, apărut în Paris Soir la 1 noiembrie 1925, Panaiti Strati scria: închisorile României gem de mii de soldați și civili, vinovați fiindcă au avut frică și groază de masacrul oficial. Focșanii și mai ales Piatra Neamț, orașe populate de evrei, parcă au fost călcate de vandalii lui Atila. Am văzut oameni linșați, chilodiți. Acolo se pun ouă fierbinți la subțiori, se zdrobesc picioarele, se smulg unghiile, se sparg tigvele. Iată grozăviile lor. La 14 decembrie, într-un alt ziar francez, Le Quotidien, sub titlul Panaiti Strati denunță atrocitățile care se comit în România, scriitorul se întreabă retoric: credeți că în epoca noastră o națiune mai poate să dispună de ea însăși? Sau cel puțin să-și găsească mântuirea în și prin ea însăși? Tot ce a avut România ca element de avangardă a fost ucis sau aruncat în temniță, stare de asediu, fără presă, drept de întrunire numai în prezența comisarului. Se scrie și se discută numai ce poate fi controlat și aprobat de guvern. Opoziția? 3 sau 4 grupări care contemplă ferestrele Palatului Regal, de unde se așteaptă putere și avere. Iar jos de tot, o populație în zdrențe care se teme de execuții. Deasupra tuturor, o mână de guvernanți și armata lor de partizani care dețin întreaga avere a țării. Sărmană Românie! A fost perioada în care a publicat în continuare romanele Ciulinii Bărăganului, Le Resit d'Adrian Zografi, Poveștile lui Adrian Zografi. Chiar dacă opera lui Panaiti Strati a fost apreciată de public, nu toți criticii i-au adus laude. Unul dintre cei mai vehemenți critici ai săi a fost Nicolae Iorga. Într-un interviu luat de Ioan Masov și apărut în ziarul Rampa din 12 noiembrie 1924, Iorga declara: opera lui Panaiti Strati ne arată elocvent că avem de-a face cu un hamal din portul Brăilei. Domnul Panaiti Strati mi-a trimis Chira Chiralina cu dedicație. Am încercat să o citesc, dar am fost nevoit să arunc cartea imediat. Asemenea lucruri nu se pot citi. Eu nu-i găsesc absolut nicio calitate. Am spus, avem de-a face cu un hamal din portul Dunărean. În anul 1927, Panaiti Strati a vizitat Moscova și Kievul și i-a asistat chiar la filmarea unui film despre călătoria sa acolo. În Rusia îl întâlnește pe scriitorul grec Nikos Kazantzakis,
care îl va menționa mai târziu în romanul său Zorba Grecul și în raport către El Greco. După ce a văzut cu ochii săi realitatea de la Moscova, Panait Istrati s-a dezis de ideile socialiste și s-a declarat luptător împotriva fascismului roșu, așa cum numea bolșevismul. Și-a scris schimbarea de opțiune politică într-un manifest intitulat Povedanie pentru învinși. Ei bine, mă despart de prietenii mei comuniști, până la ceea ce înseamnă orgoliul lor în Rusia, construcția socialismului. E trist pentru vechea noastră prietenie, dar asta e. Căci clasa muncitoare nu este vinovată când este neștiutoare de ceea ce nu a învățat niciodată. Dar șefii ce îi se impun sunt buni de spânzurătoare când îi compromit viitorul, punând carul înaintea boilor, prin toate mijloacele și oricât ar costa. Cartea lui Panait Istrati a fost publicată în țară cu titlul Spovedania unui învins și mai apoi a fost interzisă de comuniști. În 1929, Panait Istrati a călătorit din nou în Rusia sovietică. Voiajul său în Rusia a fost sursă de inspirație a operei Vers l'autre flamme, Confession pour vaincu, tradusă în limba engleză sub titlul Confesiunea unui ratat, în care denunță abuzurile regimului comunist. Una dintre remarcile sale celebre la adresa regimului sovietic și a omletei proverbiale, văd ouăle sparte, dar unde este omleta? Antologia Vers l'autre flamme cuprinde nu doar textul Spovedania unui învins a lui Istrati, ci și alte scrieri, căci Victor Serge este de pildă un alt autor. Publicarea cărții va provoca izolarea scriitorului, acesta fiind abandonat de prietenii săi de ideologie socialistă, unii dintre prietenii săi comuniști considerându-l fascist. În 1930, Panait Istrati se reîntoarce definitiv în România. Publică în 1933 eseul L'homme qui n'adhère à rien, în care se conturează atitudinea sa în privința independenței. Chintesența acestui eseu îi atrage vehemente contestări. A fost tratat de TBC în Franța, la Nisa, și apoi a revenit la București. Izolat, singur și bolnav de tuberculoză, Panait Istrati a murit la sanatoriul Filaret, pe 16 aprilie 1935. Prozele și romanele sale descriu lumea proletariatului, pe care a avut ocazia să o cunoască de aproape, mirificele ținuturi ale Brăilei natale, delta Dunării, un amestec de rase și religii și diverse orașe din Europa prin care a trecut de-a lungul vieții. Opera lui Panait Istrati, scrisă în limbile franceză și română, a fost tradusă în peste 30 de limbi.